Cine este oare interesat să afle lucruri despre Elena? În prima fază, Valentin. La început eram hi-hi-hi, ha-ha-ha. Și acum ești? Și după am luat-o în serios și... Ce anume? Am luat-o în serios și da, vreau să mă sor. Ce pasiune ai? Uite, îmi place să scriu. Poezii, chestii, gânduri. Îmi place să... Nu știu, să ies singură, să mă plimb singură, fac cumpărături. Îmi place să mă distrez cu prietenii, să ieșim, să râdem, să glumim. Cluburi? Nu neapărat cluburi. Păi, cineva acasă, strângem. Astea, așa, mai... Basic. Mai vintage, așa. Am atâtea de zis și nu-mi vine nimic în minte. E blank. Și când îți vin și atât de multe întrebări. Da, și asta. Și tu de când ești aici în casă? De la început. Nu te-ai uitat deloc la emisiune? Dar nu înțeleg, de ce vi se pare atât de... Nu știu, e doar curiosă. A, da, de ce e atât de greu să credeți că nu m-am uitat? Nu știu. Că sunt păreri diferite când vii de afară și când cunoști omul în interior. Logic că sunt păreri diferite, dar eu nu am vrut să-mi formez nicio părere despre nimic. Eu am vrut pur și simplu să vin și să văd despre ce este vorba. Adică nu... Eu sunt o fire foarte spontană. Dacă îmi trece ceva prin cap, eu fac. Nu prea stau să mă gândesc de două ori. Și... Ce bine să ai. Eu zic că e bine. În loc să rămâi cu cum ar fi fost dacă... T-ai făcut și știi cum e. Adică nu... N-ai nimic de pierdut. Noi așa văd lucrurile. Când stai cu frică, pierzi multe, pierzi momente, pierzi oportunități, pierzi toate. Ce-ți place, la mare sau la munte? Îmi place și marea foarte mult, dar îmi place și muntele. Nu aș putea alege între ele. Sunt cam egal. Depinde ce stare am și ce vreau să fac, să simt, să... Și îți place în domeniul care lucrezi? Îmi place, da. Îmi place pentru că... Îți place să lucrezi cu oamenii? Și asta, cu toate că sunt o fire care nu neapărat că mă enervez destul de repede, dar nu sunt neapărat genul care să îți fac ție pe placă. Înțelegi? E... Nu țin morții să fac oamenilor pe plac. Dacă e... Dar e jobul meu, e un job. Și chiar am învățat foarte multe lucruri din asta. Și uite, de exemplu, și legat de maniere, și legat de servire, și legat de gusturi, și legat de mâncare, cu ce merge, cum merge, vinuri, nu știu, orice... Orice. Oricum îți mai dai seama și după om. Da, păi eu simt. Deci eu am lucrat, ți-am zis, am lucrat 2, 3 ani, 4, 5. Am mai duceam la evenimente. Uneori intre așa într-o... Monotonie? Exact, într-o monotonie și... Parcă te plictisești. Dacă mai dai așa. Și nu neapărat că te plictisești, dar mai dai și de oameni care în loc să te ajute să fac mai rău și ți se ia. Și de-aia am schimbat locul de curând și mă bucur foarte tare că am făcut pasul ăsta. Adică chiar am făcut multe lucruri în ultima perioadă, așa. E bine de știut. Și Valentin nu scapă nicio ocazie de a mai interacționa puțin câte puțin cu Elena. Elena, ce faci, Elena? Bine, sănătoasă. Tu ce faci? Îndormi bine? Cine știe cât mai am? Ne îmbuneam, mă vei la sănătate. Ce-i povedi? Șerpi? Un tatuaj. Da. Aici, ce simți? Ceva, pur și simplu. Cum te-a primit fetele? Ce nu? Cum te-a primit fetele? A fost totul bine. Momentan e totul bine. Nu știu dacă se va schimba ceva. Sper să nu. Mă bucur. Are o mai mult care face cât tu. Cât avem pauză? 50 minute. Poți să mai ai un loc și să aștepți, dacă dorești, să dai seama. Ce te-ai lăsat de facultate? Ce te-ai lăsat de facultate? Nu,
nu m-am regăsit acolo și simteam că îmi pierd timpul dacă trag de mine să rămân pentru mama sau pentru lume. Era, pur și simplu, era locul meu. Am zis, o să-mi fac cursuri, o să fac tot ceea ce vreau eu să fac. Adică nu trebuie să fac ceva pentru oameni. O să fac tot ceea ce vreau eu și pentru mine. Dacă faci așa nu e bine, dacă faci inversia nu e bine. Eu nu vreau ca cine știe ce se poate întâmpla mâine, Doamne ferește, și nu vreau ca viața mea să se termine fără a face ce vreau eu să fac. Nu ce vor alții, nu ce... Și e bine și eu mă duc și văd eu ce fac. Mă duc să muncesc, mă duc să fac ceva, să fiu mie îmi place să fiu independentă, să nu stau la mâna nimănui. Cum ai decis tu să vii la București? Am venit la București, m-am mutat în București când am început facultatea, prima oară. Și după m-am întors. Și mi-am văzut de viață. Bine, totul și frumos. Tu câți ani ai? 25. Nu, înțelegi. Și tu ai făcut facultate? Eu am terminat. De-aia ai zis-o așa, că de ce n-ai terminat-o? Nu chiar. Am făcut-o și am făcut ecologică. Am învățat ecologică, am făcut pe sport. Și de 2 ani mă chinui să îmi dau licența aia. Și lucrezi? Da. Ce? Am lucrat la astea de telefonie. Acum mi-am luat concediu. De tot. De tot? Adică ți-ai dat demisia? Mhm. Am vorbit cu ei, am zis că când mă întorc, dacă mai e bine, dacă nu, oricum mai vreau să mă duc la ei. Am avut păi și n-au fost de acord. Cum? N-au fost de acord. Ba da, asta zic, dar nu, nici mai îndoiesc. A zis să-i contactez și dacă mai vreau, bine, dacă nu. Nu mai am treabă. Și munceam mult la ei. Dar bine, știi cum e vorba aia? Banul e așa. Te auzim, ești interesat de Elena? Pot spune că da. Păi pot spune că da sau... Da. Da? De ce? E o fată frumoasă, e amuzantă. Așa. Și restul mai descoperit. Mai descoperiți, dar ce ai descoperit până acum? E ok sau nu e ok? Da, e ok. Ești așa, da, n-am nimic împotrivă, cam așa sună. Sau nu vrei să te mai arunci în declarații? Deocamdată vreau să stau în banca mea, vreau să studiez și după aia vedem. Elena, ajungem și la tine. Doar Valentin ți-a dat târcoale așa sau au mai fost și alți băieți care au părut interesați? Nu doar Valentin. Au fost și alți băieți. Cum ar fi? Cine? Cu cine am interacționat cel cu cine? Mai mult? Valentin și Dedeș. Eram sigură. Și? Cum ți se par băieții din casa Mireasa? Îmi plac. Toți? Nu toți. Bine, îmi plac toți, dar nu în aceeași măsură sau în aceeași direcție, să spunem. Dar există cineva care îți place peste măsură? Momentan nu... Cred că este cineva care îmi place peste măsură. Nu pot să mă promun. Așa e și bine, să fii rezervată și știi cum e, să studiezi întâi, să analizezi și nu, hai, văzut, plăcut, luat, că uite ce s-a întâmplat. Ei au zis, wow, a fost o nebunie de moment, au sărbătorit câte o lună de relație și după aia au căzut ca muștele. Bam, 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 bam. Da, nu, nu. O să fie timp și de concluzie, adică nu vă aventurați în... Vă aduceți aminte când vă spuneam eu la început, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți... Și Paula, Doamne, ce ne-a mai bătut gura, de pomană. Da, noi am zis, mă, poate suntem noi niște babe de alea cârcotașe și... Da, se pare că și de data asta am avut dreptate.